Vreau să citim din Daniel, capitolul 7. În anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedeni în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile. Și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om, i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură, între dinți, și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un leopard, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier. Mânca, sfărâmaș și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate celelalte fiare de mai înainte și avea 10 coarne. Am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece niciodată și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozav, avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfârșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata
Și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt, celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței. Dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Amin. Vă rog să luați loc. La prima citire, aceste cuvinte sunt destul de complicate de înțeles. Cât de clar a fost și de explicit episodul cu Daniel în groapa cu lei, cu Nebucadnețar și cu visul lui. Cât de limpezi și directe. Dar toate acele capitole le avem în Scriptură, în Cartea Daniel, ca să înțelegem această secțiune profetică. Dacă observați, lucrurile s-au întâmplat mai înainte, în primul an al lui Belșațar. Și putem observa fără mare dificultate că avem două planuri care se întrepătrund aici. Este planul material, terestru, și planul spiritual, supranatural al lui Dumnezeu. Vedem că realitatea terestră determină o mișcare în cer care face să se agite vântul, cele patru vânturi din ceruri. Vorbește despre ceruri, nu este vorba de atmosferă, ci de lumea spirituală. Ceva ce se întâmplă pe pământ produce o mișcare în această lume spirituală. Și vânturile acestea care pornesc, și nu trebuie privite neapărat că vin din direcția bună a spiritului, produc în istorie un eveniment sau mai multe evenimente. Sunt patru împărății. Visul cu vedenia a patru fiare, îl vedem din la versetul 1 la 8, care au ieșit din Marea cea Mare, adică din Marea Mediterană. Toate au tangență cu Marea Mediterană și au fost până la Marea Mediterană, cele patru imperii. Am discutat despre asta, cred, și am înțeles care sunt cele patru imperii. Este clar deja că unul se terminase, Imperiul Babilonian deja luase sfârșit, fiara care aripi au fost mulse este Nebucadnețar, care i s-a dat o inimă de om în urma acelei vedenii, în urma momentului în care Dumnezeu a luat mintea și a trăit ca un animal pe câmp și a mâncat iarbă și i-au crescut ghearele. Când i-a venit mintea la loc, a recunoscut că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, că El dă mintea omului, că El dă cui vrea împărăția și că El este stăpân. Suntem deja într-o altă perioadă, după exact în, de fapt, vedenia este în anul 1 al lui Belșațar, este încă în Imperiul Babilonian pe rol, dar urma după aceea să vină Imperiul Medo-Persan și apoi Imperiul Grecesc, care s-a divizat apoi între cei patru generali ai lui. În capitolul 8 este o descriere amănunțită a Imperiului Grecesc, până și la căsătorii și la toate relațiile care s-au stabilit acolo. Iar a patra fiară, cea mai grozavă, cea mai teribilă, care mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea, care avea dinți de fier, este Imperiul Roman. Ceea ce atrage atenția în mod deosebit între aceste fiare este un corn care iese în fiara, în Imperiul Roman, în fiara aceasta a patra, iese dintre celelalte 10 doboară 3 și după aceea înfățișarea lui este mai mare decât a celorlalte, deși este un corn mic. De fapt, în jurul acestei teme se desfășoară și capitolul 7 și continuă profeția lui Daniel. De la versetul 9 la 10 este o fereastră în cer prin care Daniel vede tronul judecății finale și rezultatul confruntării lui Dumnezeu cu fiara din care crescuse cornul care vorbea cu trufie. Versetul 15 la 27 este o explicație pe care o cere Daniel și îi se dă de unul din cei care erau acolo, o înțeleg din ființele supranaturale pe care le-a văzut.
Daniel a spus astfel: în timpul vedeniei mele de noapte m-am uitat și iată că cele patru vânturi ale cerului au izbucnit pe marea cea mare. Rezultatul izbucnirii acestui vânt, care se întâmplă undeva în lumea spiritului, sunt, am spus, cele patru imperii care urmau. Cheia ne este dată de explicația personajului supranatural. Aceste patru fiare sunt patru împărați. Împărat înseamnă și împărăție. Este, mai încolo ne spune că sunt împărății care se vor ridica pe pământ. Vreau să ne uităm puțin la aceste lucruri și să încercăm să înțelegem care este elementul central care ne atrage atenția nouă astăzi, ca oameni care trăim după ce aceste imperii au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a dat o anumită lungime a zilelor, în așa fel încât influența și mentalitățile de atunci din aceste imperii au rămas până în zilele de astăzi și trăim în baza acelor și suntem tributari acelor gândiri. De exemplu, gândirea grecească, în care era dispreț față de muncă și față de trup. Este clar că influențează istoria omenirii. Este aici, dispreț față de trup, ne batjocorim trupurile și munca este așa, ceva care înjosește și mai bine să furi decât să faci altceva. Dar în această manifestare a cornului mic, care este o manifestare fizică în domeniul material, este o persoană fizică, apare de mai multe ori în istorie, este un om la un moment dat. Dar prin ce se caracterizează este această împotrivire și acest dispreț la adresa lui Dumnezeu. Sunt perioade pe care le vom vedea din când în când în istorie. Este de fapt în spatele acestei manifestări o putere demonică, pentru că să nu uităm că adevăratul conflict este între Dumnezeu și Satana. Dumnezeu este cel care îi biruitor, tot biruitor, dar este aici o luptă din pricina păcatului și din pricina perioadei de timp pe care o trăim noi în istorie ca și umanitate. Dar în această descriere care îl impresionează și îl îngrozește pe Daniel, din versetul 9 începe un alt plan care deschide mai mult perspectiva spiritualității a cerului. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și când mă uit la aceste lucruri, este imposibil să nu-mi aduc aminte și să nu mă gândesc când Domnul Iisus le promite ucenicilor că vor sta pe niște scaune de domnie să judece pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Cine o fi îmbătrânitul de zile? Ce ziceți? Dumnezeu. Interesantă exprimare. Cel care nu are ani, nu are timp, este în afara timpului dintotdeauna, e îmbătrânit de zile. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era niște flăcări de foc. Și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Deci, în timp ce ne descrie ce se întâmplă pe pământ, această blasfemie care se aduce la adresa celui prea înalt, îi se aduce imaginea aceluia care în răbdarea și îndurarea și așteptarea lui este prezentat ca un îmbătrânit de zile, tocmai ca să sugereze îndelunga lui răbdare. El nu e afectat de timp, dar vorbește în termenii noștri. Îmbătrânit de zile, de când ar fi trebuit să nimicească, să distrugă, să facă praf, să aducă judecata. Și încă e cu răbdare. Dacă ar fi să se deschidă cerul, să ni se arate și nouă scaunul de domnie, am putea să-l vedem și pe Dumnezeu încă așteptând. Încă această profeție nu s-a împlinit. Nu s-a împlinit la nivelul general față de cornul mic care a fost atunci, care a mai venit în istorie și care va mai veni. De unele s-a întâmplat deja. Dar este un eveniment care va fi finalul în care Dumnezeu va judeca.
Este prezentat Dumnezeu aici și toate elementele sunt ale judecății. Flăcări de foc, foc aprins, un râu de foc. Imagini pe care, în mod paradoxal, le întâlnim la darea legii lui Dumnezeu la muntele Sinai, când Dumnezeu a dat legea. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La privire și aceasta poporul tremura și stătea în depărtare. Legea este un lucru rău? Pavel zice că este un lucru bun. Și cu toate acestea, flăcările muntelui îl făcea să fumege. Privelicea aceasta a îngrozit pe oameni. Și li s-au dat niște cuvinte nemaipomenite. Toate codurile penale sunt construite pe asta. Tot ce este în conștiința omului este climpezit aici. Și totuși era element al judecății. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților și copii în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o da Dumnezeul, Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care stă al aproapelui tău. Știți ce s-a întâmplat când s-a dat legea? Știți de ce tremura poporul? Pentru că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu a descoperit vinovățiile fiecăruia. De aceea darea legii este un element al judecății. Legea nu ne-a fost dată ca să ne scape. Conștiința păcatului nu este dată ca să avem performanța aceea că suntem noi atât de puternici încât nu mai păcătuim, pentru că Dumnezeu ne-a spus ce să facem și ce să nu facem. Legea, ne spune Apostolul Pavel, ne-a fost dată ca să ne facă conștienți că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Asta e judecata. Dar în vedenia cu cerul deschis, mai este și unul care semăna cu un fiu al omului. Și dacă vom sta în picioare în ziua judecății și nu vom purta condamnarea, este din partea acestui fiu al omului, al lui Iisus, care s-a îndurat de noi și tot ce a vestit legea cu privire la judecată a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. De aceea avem îndrăzneala să ne plecăm și să ne smerim înaintea Lui. Nu ca niște oameni înspăimântați, ci ca niște oameni care știm cu cine avem de-a face. Mesajul înspăimântător pentru Daniel a fost că deși vede într-un fel finalul fericit și pe Dumnezeu că e în control și că urmează judecata
El este atât de marcat de manifestarea și efectele păcatului și ale răului, încât este blocat de cuvintele pline de trufie ale cornului acelui mic. E ca și cum nici nu observă această măreție. După ce vorbește despre Dumnezeu, despre ce vede, despre tron, despre aceste lucruri spăimătoare, zice, eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. Ca și cum în toate aceste lucruri, asta îi înfiorător. Și zice că m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Oare ce l-a impresionat atât de mult pe Daniel? Continuă, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a neintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Am văzut că încă din capitolul 2, în visul lui Nebucadnețar, a fost o piatră care n-a fost luată de o mână, s-a desprins singură. A lovit împărățiile, sistemul politic al lumii. Și din piatra aceasta a crescut o împărăție care a umplut tot pământul. Și am înțeles la vremea respectivă că piatra aceasta din capul unghiului este cel care a venit din cerul, Hristos. El este cel care aduce împărăția care umple tot pământul. Dar pentru Daniel a fost un element atunci care l-a făcut să fie atât de îngrozit, și anume, cornul acesta mic a făcut război cu sfinții și a biruit. Și asta nu poate să înțeleagă. Cum de răul, minciuna, își manifestă puterea cu tărie și biruie pe sfinți. În carte avem mereu, în capitol avem mereu această afirmație. Cel prea înalt va da împărăția sfinților. Dar Daniel înțelege că de-a lungul istoriei sfinții vor fi persecutați, loviți și omorâți. După aruncarea fiarelor a sistemului politic în iazul cu foc, urmează domnia Fiului Omului, a lui Hristos, care va împărăți împreună cu sfinții celui prea înalt, care vor primi împărăția pentru totdeauna. Este o domnie fără sisteme politice, fără amestecul fiarelor al satanei. Am vorbit pe larg despre aceasta când am tratat cartea Apocalipsa. Auziți ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, de la 24. În urmă va veni sfârșitul, când El, Fiul Omului, Hristos, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și noi suntem într-o perioadă de așteptare. Și noi trebuie să avem răbdare. Nici noi n-am primit încă împărăția în sensul acesta care ni se spune. Este tot o profeție legată de viitor. Este ceva ce va veni. Și cornul acela mic, oricând poate să apară, să crească și să pară mai mare decât celălalt, să aibă o înfățișare mai mare, să rostească aceste cuvinte de hulă. Deși anunțul este triumfal și finalul minunat, Daniel rămâne pe gânduri. Nu se poate desprinde nici cum de imaginea acestui corn, care de acum are înfățișare mai mare decât a celorlalte. De 4 ori se afirmă că a 4-a fiară va fi învinsă și tot de 4 ori că împărăția va fi dată sfinților. A fost ucisă, sfinții celui preanalt vor primi împărăția, sfinții au luat în stăpânire împărăția, îi se va lua stăpânirea. Cuvintele de hulă le vom întâlni însă de-a lungul istoriei. Sfinții vor fi dați în mâna fiarei, a politicului.
Din când în când va izbucni persecuția și nedreptatea. Dar împărăția lui Dumnezeu este cea care va birui și va invada pământul. Istoria este ca un trup, ca un personaj care ființează. Cele patru împărății sunt aici și acum, prin specificul lor, prin amprenta pe care au pus-o asupra societății umane. Piatra a lovit aceste împărății odată cu venirea lui Hristos. Fiara care a produs cornul cel mic era teribilă. Un sistem politic îngrozitor care trimite la moarte pe credincioși. Vă amintiți de arenele lui Nero? Vă amintiți de leii care au sfâșiat copii și bărbați și femei care intrau în arenă cântând? Dar această fiară domină istoria din când în când. Și din când în când există aceste puseie ale obrăzniciei și ale trufiei. Sisteme politice care permit apariția unor personaje care îl hulesc pe Dumnezeu și îi chinuie pe credincioși. Când mergem mai departe în Daniel, vom vedea că niște derbedei dintre poporul sfinților au produs dezechilibru. Și acum vă rog să vă deschideți urechile. E responsabilitatea credincioșilor și a bisericii. Face posibilă apariția pe scena istoriei acestor perioade în care credincioșii adevărați sunt trimiși la moarte. Când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Oamenii pe care fiara se pare că i-a învins, este o învingere aparentă. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? La noi e bine, e călduț, e liniște. Dar în ultimul timp ne-am rugat mereu pentru frații noștri din țările islamice, acolo unde cornul cel mic s-a înălțat din nou și fiara prin sistemele politice sau prin terorismul care se manifestă în aceste țări îi decapitează pe sfinți. Astăzi stăm liniștiți în România și ne bucurăm de pace și de liniște. Un copilaș de 2 ani și ceva s-a rugat la masă: Doamne, îți mulțumim pentru hrana, pentru mâncarea multă care nu se mai termină. Mulțumim pentru mâncarea multă care nu se mai termină. Ce observație extraordinară! Avem în fiecare zi hrana aceasta. Și el la 2 ani și ceva are această experiență, că niciodată nu i-a spus: mămica, n-am ce să-ți dau de mâncare. Și cred că printr-o revelație divină s-a rugat în felul acesta, ca să atragă atenția oamenilor mari. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru această perioadă de timp. Au mai fost timpuri de liniște pentru biserică și în timpul apostolilor. Auziți Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Și noi ne bucurăm de pace în România. Efectele însă sunt diferite. Biserica atunci se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește. Ce-o fi însemnând asta? Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Sunt trei elemente în timpul de pace din timpul apostolilor. Se întărea sufletește. Care dintre noi poate să spună în această zi
Și câți dintre noi putem spune în aceste timpuri de pace, m-am întărit sufletește, mă întăresc sufletește? Și cei mai bătrâni, care putem spune în aceste timpuri de pace, sunt mai întărit sufletește decât în vremea când mă pândea securistul că mi-intră în casă și mă amendează că mă rog? Timpurile de pace le-a lăsat Dumnezeu ca să ne întărim sufletește. Ca să umblăm în frica Domnului. Ca să ne înmulțim ca și oameni mântuiți cu ajutorul Duhului Sfânt. Astăzi ne bucurăm de pace în toată România. La modul general slăbim sufletește și părăsim frica de Domnul și ne împuținăm. Harul mare al lui Dumnezeu este că în asemenea momente se stârnesc cele patru vânturi în domeniul văzduhului, unde e domnia puterii văzduhului, a duhurilor necurate, și determină în domeniul material, în sistemul politic, ridicarea și apariția cornului mic, care rostește cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu. Și apariția lui este din pricina irresponsabilității noastre. Secvența profeției despre sfârșitul istoriei și despre evenimentele finale în Daniel, în această carte scrisă cu câteva sute înainte de venirea lui Hristos, este identică cu profeția și cu secvențele din Apocalipsa. Același. Puțin mai explicit versetul 9 și 10 în Apocalipsa 10, în Apocalipsa 20 de la 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Versetul 9 și 10 ne spune că au fost deschise cărțile. Este o trimitere la momentul acela, când fiecare va merge cu înregistrarea faptelor, gândurilor, trăirilor, sentimentelor, a tuturor lucrurilor, atitudinilor din inima lui, va merge cu cartea înaintea împăratului, înaintea Domnului, și vom sta cu toții acolo. Un CV pe care nu l-am scris noi și l-am meșterit așa, ca să punem lucrurile alea drăguțe, ca să fim apreciați. Vom merge cu absolut toate lucrurile. Aici, în Apocalipsa însă, ne dă și cheia. A fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Toți cei care au fost găsiți scriși în cartea vieții au fost aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua. Nu degeaba Dumnezeu este prezentat pe un scaun de foc, în care iese foc. Totul este foc, pentru că urmează judecata și tot ce nu-i compatibil cu el va fi aruncat acolo. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși. Ce-i aia? Scârboși. Ucigași. Ce-i aia? Numai când ai băgat cuțitul în cineva sau l-ai împușcat? Sau când ai omorât cu vorba? Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari. Vrăjitori. Închinătorii la idoli. Cât de prezentă e această anomalie. Orice element în fața căruia ne plecăm, în poftele noastre, din dorințele noastre, din preocupările noastre, care îl concurează pe Dumnezeu, este idolul la care mă închin. Și toți mincinoșii
Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dumnezeu a vorbit României. După 3 zile de rugăciune și post anunțate, în 16 decembrie, eu cred că Dumnezeu a vorbit României. Și a vorbit credincioșilor, pentru că așa facem. Ne adunăm 3 zile să ne rugăm, să postim. Se întâmplă o minune și după aia ne întoarcem spatele și ca și cum Dumnezeu n-a făcut nimic, pe noi nu ne mai interesează. În loc să continuăm să ducem bătălia asta în rugăciune. Ca Dumnezeu să se îndure de națiunea asta și să vină vrem de înviorare și de trezire și binecuvântarea Lui să se arate și oameni mulți să se întoarcă la Dumnezeu. În 1 decembrie, de ziua României, eram în Timișoara. Era o întâlnire de tineret atunci seara. O mulțime de biserici din Timișoara, în ziua de luni, în ziua liberă, în care mulți se duc că e zi liberă și acum putem să mergem, să ne mai distrăm puțin. S-au adunat biserici care n-aveau de obicei program lunea, s-au adunat să se roage pentru țară. Parcă acolo încep lucrurile, nu știu de ce. Poate că e un centru al binecuvântării. Există o mișcare. Fă-te părtaș acestui suflu nou pe care l-aduce Dumnezeu peste țara noastră. Știți ce s-a întâmplat, dragii mei? S-a dărâmat o himeră, dar care a ținut pe atâția în control. Și himera era aceasta. Dacă nu ești ortodox, nu ești român. Când Scriptura nu vorbește aici de denominație, ci de credința în Cel care poate să-i zbăvească. Și exact acest lucru l-au dat oamenii peste bord și la chemarea insistentă trebuie să votați un ortodox. Oamenii s-au grupat și au zis nu ne mai amăgiți cu probleme care țin de exterior și nu de esență. Nu vorbesc împotriva niciunei denominații, ci vreau să spun în această zi acel element prin care oamenii erau ținuți în robie față de un anumit sistem religios, declarat național. Oamenii au reacționat. Este un moment important pentru țară. Mă duc și întâlnesc cu oameni care îmi spun, îl vreau pe Dumnezeu, dar nu mă interesează biserica. Problema este că în acest context, din acest moment în care suntem, orice biserică este privită la fel. De orice denominație, oamenii se uită cu neîncredere spre orice biserică. N-ați încercat să invitați oameni la adunare și v-au spus, nu intru într-o biserică, nu mă interesează biserica. De aceea să nu credem iarăși că noi suntem cei care, ci să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să arătăm acea întărire sufletească și teamă de Dumnezeu care fiind văzută de toți să îndemne, să se apropie și să înțeleagă și realmente să facem din adunările noastre întâlniri cu Dumnezeul nostru. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Haideți să fim din aceia care nu dau înapoi, ci care au credință pentru mântuirea sufletului. Și în locul apariției acestui corn care să aducă persecuția, să vină o perioadă și un suflu a Duhului, care trecând prin noi să stârnească un alt fel de vânt, acel vânt și acea adiere pe care nu știu de unde vine și încotro se duce, dar îi vezi efectele, adierea Duhului care învăluie inimile oamenilor, îi face să înțeleagă, îi aduce la picioarele lui Hristos, în fața celui îmbătrânit de zile, cum ghilimele de rigoare ale lui Daniel, în fața Fiului Omului, care ne primește atât pe noi care ne-am depărtat, cât și pe voi care nu v-ați apropiat niciodată. Cu toții trebuie să ne întoarcem spre El, să ne cerem iertare și să fim mulțumitori. Amin.